Pentru ca evenimentele dedicate Zilei Naționale a României să se desfășoare în condiții optime, organizatorii au instituit mai multe măsuri care privesc siguranța și ordinea publică. Luni, 26 și vineri, 30 noiembrie, de la ora 16, vor fi interzise oprirea și staționarea autovehiculelor pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, între străzile Nicolae Iorga și Ile Caragiale. Vineri, 30 noiembrie, măsurile de siguranță vor viza și parcările situate pe strada Ile Caragiale, precum și parcarea Casei de Cultură a Sindicatelor și cea de pe Alea Daliei. Marți, 27 noiembrie și sâmbătă, 1 decembrie, de la ora 9, traficul rutier va fi restricționat total pentru toate categoriile de autovehicule pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, respectiv 1 decembrie 1918, precum și între Bulevardul Ice Brătianu și Bulevardul Tomis. Excepție fac mijloacele de transport în comun care aparțin RATC Constanța. Acestea vor circula după cum urmează. În intervalul orar 9-11 se va circula pe banda a treia Bulevardului Alexandru Lăpușneanu, pe sensul de mers dinspre strada Ile Caragiale spre Bulevardul Tomis. În intervalul orar 11-12, circulația mijloacelor de transport în comun va fi oprită. În intervalul orar 12-14, mijloacele de transport în comun vor circula pe banda a treia Bulevardului Alexandru Lăpușneanu, pe sensul de mers dinspre Bulevardul Tomis spre strada Ile Caragiale.